45 de ani se împlinesc de la înființarea Muzeului Calistrat Hogaș din Piatra Neamț. Cine vrea să-l cunoască pe Calistrat Hogaș, omul, scriitorul, iubitorul de natură, trebuie să treacă pragul casei memoriale Calistrat Hogaș. Muzeul a fost amenajat în anul 1969 în casa în care a locuit scriitorul. Având un stil arhitectural deosebit, casa care a fost construită în 1880 este înscrisă pe lista monumentelor din Patrimoniul Cultural Național. Clădirea muzeului a a suferit două perioade de restaurare și consolidare între anii 1967-1969 și 1992-1994, însă de fiecare dată a fost păstrată structura inițială. Expoziția permanentă cuprinde documente de familie, manuscrise, mobilă originală și obiecte personale. Ea este printre singurele clădiri din orașul Piatra Neamț care păstrează încă elemente de arhitectură specifică târgului moldovenesc. De sfârșit de secol XIX și început de 20. Aici și a locuit, de aici a plecat în celebrele lui călătorii în munții neamțului. Noi ne aflăm acum în antreul clădirii, în care se reprezintă ca un preambul la un început, la un început de călătorie. Avem un portret uh, sugestiv făcut de Iulia Hălăucescu, în care veți vedea Ceahlău în spate și pe Calistrat Hogaș în față, simbolic Calistrat Hogaș mai mare decât Ceahlău. După moartea scriitorului, în această casă a locuit soția și fiicele sale, iar în 1939 s-a organizat primul muzeu particular, numai într-o singură cameră. Abia în 1969 se deschide instituția muzeală de stat în tot spațiul locuibil, folosindu-se obiectele achiziționate de la familie. Casa memorială a constituit un întreg univers uman și domestic despre care Sidonia, fica scriitorului, a lăsat informații autentice și originale care au fost respectate în în actuala organizare muzeografică. Unii sunt interesați de mobilierul care există în acest muzeu sau de sobele frumos construite, artistice și aia. Noi îi așteptăm oricând pe vizitatori să ne calce pragul.